Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt ce cadouri am primit de ziua mea. Pe o parte chiar le-am primit de la prieteni, de la familie, de la cei foarte apropiați. Altele însă mi le-am cumpărat eu cu banii mei. Și altele nu sunt chiar cadouri, dar având în vedere că le-am cumpărat în preajma zilei mele, le-am introdus în acest haul ca să vă arăt ce mi-am mai cumpărat eu în ultima vreme. Așadar, dacă vă plac astfel de filmulețe și știu că vă plac pentru că întotdeauna astfel de filmulețe au foarte multe vizualizări, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt, mi l-am cumpărat chiar eu și este această poșetă. Este o poșetă galbenă pe care mi-o doream de foarte multă vreme, nu exact modelul acesta, dar îmi doream eu o poșetă galbenă, o poșetă de calitate. Și am găsit-o pe asta pe care am luat-o cu aproximativ o lună înainte de ziua mea. Ziua mea a fost pe data de 9 iunie și cu ocazia asta, uite, vă mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele pe care le-am primit pe Instagram și pe Facebook. Vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc celor care v-ați adus aminte că a fost ziua mea, chiar dacă nu v-am spus acest lucru. Așadar, îmi doream o poșetă galbenă de mult timp și tot am urmărit eu în perioada pandemiei pentru că aveam foarte mult timp liber. M-am tot uitat pe site-urile care vând poșete de piele, vreau să fie o poșetă de calitate, o poșetă care să mă țină mult și am găsit-o pe asta pe site-ul manier.ro, parcă așa se numește, o să vă las link în descriere către această geantă. A costat vreo destul de mult, cred că vreo 300 de lei, nu mai țin minte exact cât a costat, dar știu că am prins o zi în care a fost o reducere suplimentară de 10% sau cam așa ceva. Și mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și în realitate exact culoarea pe care mi-am dorit-o, așa un galben intens, cu combinația asta cu maro, este suficient de încăpătoare. Îmi place că are zdrângănelele astea care sună, deci are detaliile astea metalice aici. Aici are un fel de capse sau nu știu cum să le spun. În spate are un buzunar în care pot să-mi țin telefonul mobil și îmi place foarte tare pentru că este foarte la îndemână. Singurul lucru care nu îmi place la această geantă, pe care l-am știut dinainte de a o cumpăra pentru că m-am uitat cu atenție pe site, este faptul că are fermoarele de plastic. Fermoarele astea, și fermoarul principal, și fermoarul de la buzunarul acesta, și de la buzunarul interior. Sunt fermoare de plastic, ceea ce dă așa un pic de notă cheap poșetei, deși este chiar foarte bine cusută și toate detaliile sunt bine cusute, deci nu are ațe care să atârne sau să nu fie cusăturile făcute ca lumea. Însă faptul că i-au pus fermoare de plastic este un minus. Dar în general poșeta îmi place foarte mult, lumea mi-a admirat-o, este foarte încăpătoare, este ușoară și îmi place modelul ăsta așa embosat cum arată. Nu s-a transferat deloc culoarea, o port la blugi deja de o lună de zile și nu s-a luat absolut deloc culoare de la blugi pe poșetă. Da, îmi place foarte mult. Al doilea lucru pe care mi l-am cumpărat, tot eu cu banii mei, este un parfum. Ca și când nu aveam destule parfumuri, îmi doream parfumul acesta de ceva vreme. Este o apă de toaletă, Eau de Rochat se numește. Am dat o comandă pe Notino pentru că chiar îmi doream parfumul ăsta și chiar vreau așa un parfum fresh care să meargă toată vara, să fie un parfum pentru zilele caniculare. Mai am eu unul care îmi place foarte mult de la Moschino, I Love Love, dar pe ăsta nu l-am avut niciodată. A fost practic un blind buy, nici măcar nu-l testasem, dar este absolut genial, spectaculos. Mi-a plăcut atât de mult, este atât de reconfortant, de tineresc, de proaspăt. Este un parfum citric. Asta este sticluța, este la 50 de mililitri parfumul, nu costă foarte mult, 110 lei parcă am dat pe el. După cum spuneam, miroase a citrice, a lămâie, a portocală, a grapefruit, de fapt miroase a coajă de lămâie, acrișor, amărui, exact combinația perfectă preferata mea. Persistența este undeva de 4 ore, aș putea să spun o persistență medie, nu este un parfum din ăla care dispare după o oră, dar nici nu este un parfum oriental care să te țină de seara până dimineața. În orice caz, este un parfum foarte potrivit pentru vară. Este un parfum care a fost creat în anul 1970, dacă vă vine să credeți, nici eu nu am știut de acest lucru, știam că este un parfum vechi, dar nu știam că este atât de vechi, de atunci nu i s-a schimbat compoziția. Nu miroase deloc vintage, ai spune că este un parfum foarte, foarte modern chiar.
Și dacă vă plac mirosurile citrice, dacă vreți să mirosiți a lămâie, a proaspăt, cu siguranță vi-l recomand. Și dacă tot am dat comandă pe Notino, nu puteam să nu mai adaug nimic în coș în afară de parfum. Așa că mi-am mai cumpărat un exfoliant pentru față, nu mai aveam niciun fel de exfoliant pentru față. Este un exfoliant foarte fin de la Neutrogena, Hydro Boost, și este cu acid hialuronic. Este un exfoliant fin, nu are granulele alea mari care să îți rănească fața și miroase atât de frumos, deși pe el scrie că nu are niciun fel de miros, miroase totuși cumva acrișor și l-am folosit de câteva ori. Mi-a plăcut foarte mult și cred că l-aș putea folosi în fiecare zi dacă totuși nu ar exfolia fața, că mi-e teamă, mai ales acum vara, cum razele soarelui sunt destul de puternice și umblu mult pe jos să nu mă ard prea tare pe față, având pielea subțiată de la acest exfoliant. Așa arată, are 150 ml și, vă spun, are un miros absolut fabulos. Și tot în aceeași comandă la Notino, mi-am mai cumpărat o mică cremă de față cu factor de protecție 50 de la Vichy. Mi-e teamă tot timpul să nu mă ard pe față și cred că un pic am dat în obsesie cu lucrul acesta. Așa că port tot timpul în poșetă o cremă cu factor de protecție și mereu îmi împrospătez stratul de protecție. După cum am spus, umblu foarte mult pe jos și chiar dacă am ochelari de soare care mă protejează, totuși îmi rămâne partea asta de piele și fruntea și nu vreau deloc să mă ard pe față. Are, cât are, 30 de mililitri și are, deși are factor de protecție 50, nu are mirosul acela specific de loțiune solară, poate că îl știți. Nu este unul dintre mirosurile mele preferate și uneori chiar mă deranjează. Miroase plăcut, înspre deloc, deci nu prea are niciun fel de miros crema asta. În orice caz este foarte eficientă, am folosit-o deja și pe asta v-am spus, o țin în poșetă. Am primit și foarte multă ciocolată, am primit și foarte multă cafea. Nu știu de ce am primit așa de multă ciocolată, pentru că nu vreau să mănânc foarte multe dulciuri. Nu o să vă arăt toate cutiile de bomboane și ciocolata pe care am primit-o, vreau doar pe asta să vă arăt, asta am primit-o de la sora mea. De la firma Heidi și mi s-a părut așa de drăguț mesajul. Bine, cred că este pentru copii cumva, aici scrie pentru că ai fost cu minte. Și mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Este o ciocolată albă și ciocolata Heidi mie îmi place foarte mult. Este o ciocolată albă cu coajă de portocală confiată și merișor. Deci cu siguranță o să fie foarte bună. Nu am desfăcut-o încă, tocmai ca să vă arăt și vouă. Da, așa se pare că sora mea a considerat că am fost cu minte, deci merit ciocolată. Și tot de la ea am primit o cutiuță cu de toate, mai exact cu tot felul de obiecte, de articole, de flecuștețe pentru unghii. Ea a fost cea care m-a învățat să fac manicura semi-permanentă. Ea mi-a făcut prima dată manicură semi-permanentă și de la ea am învățat care sunt pașii. Acum sunt deja specialistă, îmi fac eu singură o dată la 3 săptămâni unghiile, nu mă duc niciodată la salon. Și mi-a pus aici o pilă de unghi, două creme de mâini, asta de la Nivea pe care am început-o și care îmi place foarte tare cu miroase. Are un miros de, pe lângă mirosul de Nivea specific, are și un iz de portocale. Încă o cremă de mâini, asta este de la o altă firmă, Genera, nu știu ce firmă e asta. A, și ce drăguț, asta să vă arăt neapărat, un pachet de gumă pe care scrie numele meu, Ioana. Nici n-am mai văzut așa ceva și nici nu știu unde a găsit, dar m-a distrat foarte, foarte tare pachetelul acesta. Și aici în cutiuță mai sunt tot felul de chestii, un primer, niște folii din acestea pentru înlăturarea cojei, șervețele pentru curățare, încă o pilă, tot felul de nimicuri atât de necesare și atât de drăguțe. Am primit apoi o pungă cu cosmetice de la Sabon. Sabon este un brand de la care într-o vreme cumpăram foarte, foarte des produse. Nu știu de ce în ultima vreme am renunțat, adică nu am renunțat, pur și simplu am avut prea multe produse probabil de la multe firme și nu m-am mai dus la Sabon să îmi cumpăr nimic în ultima vreme. Dar m-am bucurat foarte tare de acest cadou. În punguța aceasta era un săpun lichid cu paciuli, lavandă și vanilie. Știu exact mirosul pentru că am avut cremă de mâini cu varianta asta, cu cele trei ingrediente. O cremă de mâini. Și îmi plac atât de mult ambalajele
produselor de la Sabon și nu în ultimul rând, în punguța aceasta cu produse de la Sabon era o lumânare parfumată care miroase genial. Asta este, așa arată, este neagră și miroase ambră, zice, Magical Amber. Nu știu ce să vă spun că miroase, eu nu știu exact care este mirosul de ambră, dar lumânarea se miroase a vanilie și a lavandă, cumva. Asta mi se pare că e o combinație de vanilie și lavandă. În orice caz, de cum va veni vremea rece, de cum vor veni ploile de toamnă, nu că acum n-am avea ploi, dar când o să vină, când o să înceapă din nou sezonul lumânărilor parfumate, asta va fi printre primele lumânări pe care o să le aprind. Un cadou care m-a bucurat foarte, foarte tare este aici. Este un voucher în valoare de 200 de lei la IKEA și m-am bucurat foarte tare pentru că știți că mi-e plac foarte mult produsele IKEA. Iubesc magazinul acela. Nu vreau să aud comentarii negative să-mi spuneți că taie pădurile, pentru că nu IKEA taie pădurile în România, noi ni le tăiem. Este un voucher de 200 de lei și o să cumpăr tot felul de mărunțișuri pentru organizare, tot felul de cutii, cutiuțe, borcane și borcanele pe care le-am pus deja într-o listă și urmează să fac comanda zilele următoare. De la tata am primit o felicitare foarte frumoasă în care mi-a pus niște bani și cred că asta este cea mai bună soluție. În ultima vreme și eu fac de multe ori lucrul acesta, nu neapărat bani, de multe ori cumpăr vouchere la diverse magazine, dar este atât de greu în ultimul timp să mai cumperi cadouri potrivite pentru cineva, mai ales că toată lumea are de toate. Și trebuie să fii foarte apropiat de persoana respectivă, să-i cunoști foarte bine gusturile și mai ales tații nu prea știu ei ce să cumpere, așa că niciodată nu dă greș cu banii și întotdeauna îmi cumpăr ceva cu banii de la el și mă duc și arăt și spun, uite tată, asta mi-am cumpărat eu cu banii pe care mi-a dat cadou de ziua mea, adică nu îi risipesc, nu mă duc să cumpăr de mâncare sau ceva, mă duc și îmi cumpăr un obiect sau... De obicei îmi cumpăram excursii în ultima vreme, în ultimii ani și chiar le spuneam celor din jurul meu, când venea ziua mea sau Crăciunul sau alte ocazii cu care, mă rog, mai schimbam cadouri, le spuneam să nu dea banii pe obiecte, pentru că am destule obiecte, și să pună banii împreună și să mi dea sau să îmi dea un voucher la o companie aeriană, să-mi cumpăr bilete de avion sau cazare undeva, însă acum cu coronavirusul ăsta nu prea mai călătorim și se pare că o să fie o perioadă destul de lungă în care călătoriile o să fie un subiect destul de delicat. Totuși, cu ocazia zilei mele, mi-am cumpărat bilete de avion să mă duc în Anglia, bilete dus-întors în luna iulie. Nu știu dacă o să pot merge, nu știu dacă nu o să fie încă perioada de izolare și acolo și aici, însă a fost o promoție pe Wizz Air. Am primit un e-mail în care mi se spunea că pot să achiziționez serviciul Wizz Flex, adică pot să schimb biletul de avion fără taxe suplimentare, dacă nu o să pot călători în perioada respectivă. Și dacă nu o să pot călători, deci dacă încă o să fie restricțiile legate de izolare și nu o să pot călători, o să-mi schimb biletul pentru luna următoare sau pentru septembrie, octombrie, mă rog, mai încolo, mai înspre toamnă. Apoi am primit un cadou oarecum neașteptat, deși nu i-aș spune cadou pentru că fata care mi l-a trimis, Iulia Mihes o cheamă, este din Oradea și este doctoriță, este o abonată a canalului meu, nu știa că este ziua mea, dar mi-a scris că vrea să-mi trimită niște produse de la un brand, Forever Living se numește brandul, să le testez și să spun părerea mea despre ele. Dar cum am primit acest pachetel ambalat atât de frumos în acest borcanel chiar în preajma zilei mele, l-am considerat ca un fel de cadou de ziua mea și m-am bucurat foarte tare. Am testat câteva din produsele care se găseau în acest borcanel. Un balsam pentru buze, care este absolut minunat. Este un balsam cu aloe vera, cred că este. L-am văzut pe Dr. Oz, probabil că îl știți și voi de la televizor, spunând că nu e bine să te dai cu balsam de buze tot timpul, pentru că se obișnuiesc buzele, nu mai țin minte explicația științifică pe care a dat-o el. În orice caz, eu nu l-am ascultat și mă dădeam în fiecare seară cu balsam de buze și de atunci nu mai pot să trăiesc fără balsam de buze seara. Dacă nu mă dau seara cu balsam de buze, pur și simplu simt că nu pot să adorm, simt că mi-s crăpate buzele, că mi-s uscate. Ăsta este absolut genial. Eram până acum fan a balsamurilor de buze de la Nivea, pe urmă le-am descoperit pe cele de la Nuxe, care sunt un pic mai scumpe, și pe urmă ăsta, într-adevăr, concurează cu
cred că cel mai bun balsam pe care l-am întâlnit vreodată, nu vreau să fac niciun fel de reclamă, pentru că nu cunosc brandul acesta foarte bine, are și un miros plăcut, acrișor, așa cumva, dar este atât de moale, atât de bine hidratează și așa îl simți pe buze ca o miere, nu știu cum să vă explic, mi-a plăcut foarte mult balsamul acesta de buze. Și aici, în borcanelul acesta, mai sunt niște ceaiuri, am tot cu aloe, niște ceaiuri, am încercat și ceaiul, are un gust de scorțișoară foarte plăcut, cred că merge foarte bine iarna. Urmă niște suplimente alimentare, Forever Super Greens. Nu folosesc suplimente alimentare niciodată, sau mă rog, până acum cel puțin nu am folosit, și încă niște creme, niște mostre de creme. O să vă las în descriere link-uri către aceste produse și un formular unde, dacă vreți să cumpărați aceste produse, obțineți o reducere prin intermediul Iuliei, care mi-a trimis acest pachetel. Alte cadouri nu am mai primit, însă o să vă arăt ce mi-am mai cumpărat eu de la Pepco. Nu sunt cadouri, că acum nu mi le-am cumpărat cu ocazia zilei mele, sunt niște cumpărături obișnuite, dar vreau neapărat să vi le arăt pentru că mi-au plăcut foarte mult și Pepco este de asemenea unul dintre magazinele mele preferate, unde găsești tot felul de lucrușoare drăguțe, multe copiate după branduri care sunt mult mai scumpe. Am văzut multe copiate după produse de la Ikea. Le-am regăsit exact 100% copie în Pepco, la prețul jumătate sau chiar mai puțin. Tot m-am căutat niște vaze potrivite pentru florile astea de vară, niște vaze simple, și m-am uitat pe vivre.ro și pe alte site-uri, însă acolo vazele erau astea simple, care trebuiau mie, nu vaze decorative neapărat, 80-90 de lei o vază, și mi s-au părut foarte scumpe, nu mi s-a părut că merită să dai atâția bani pe ele. Și să vedeți ce vaze mi-am luat din Pepco cu 5 lei bucata. Una dintre ele este aceasta roz, simplă, o ceramică glazurată, erau și roz albe și parcă verzi vernil, o vază de 20 cm, 5 lei. Asta cred că pe Vivre o găseam cu cel puțin 40 de lei și este atât de drăguță și atât de simplă și se potrivește în orice încăpere. Și cealaltă pe care am găsit-o și care mi-a plăcut foarte, foarte mult este un fel de sticlă în stil vintage. Te duce cu gândul la o sticlă în care se ținea băutură sau oțet sau ceva de genul ăsta în gospodărie. Dar practic este o vază. Tot 5 lei a fost și asta, dacă nu chiar mai puțin. 5 lei, 4 lei sau 5 lei sau 6 lei, în orice caz ceva de genul ăsta. Și mi se pare că arată foarte bine cu niște flori de câmp în ea. Asta o țin mai mult în bucătărie, dar mi se pare tot așa că se potrivește absolut oriunde. Și tot de la Pepco mi-am luat un tocător, un fund de lemn, cum se zice în unele părți, aici în Ardeal se zice dog. Ăsta este un dog, adică un fund de lemn. Am dat pe el 25 de lei, este mare, foarte mare. Îmi place să fac pe el, să curăț vinetele, pentru că nu se murdărește blatul din bucătărie. Și în alte magazine astea sunt foarte scumpe, dacă sunt așa de mari, sigur este peste 50 de lei unul. Mi-a plăcut așa de mult că are și mâneri și mi-a plăcut și așa că este cumva vintage. Da, nu este un cadou de ziua mea, că acum nu pot să spun că mi-am cumpărat cadou de ziua mea un fund de lemn, dar am zis că să vi-l arăt pentru că mi-a plăcut tare mult. Și ultimul obiect pe care o să vi-l arăt este acest trepied sau mini trepied. L-am luat de pe F64, o să vă las și pentru el link în descriere. Ăsta a fost un pic cam scumpicel, dar am citit review-urile și toată lumea a spus că este foarte bun. Mie îmi trebuie pentru vloguri, este excelent pentru aparatele de filmat. Eu am un Canon G7X cu care filmez și acum. Și am avut un trepied luat din Lidl cu picioarele flexibile. L-am folosit mult, l-am folosit vreo 2-3 ani. Dar s-a rupt, s-a stricat, nu s-a mai putut repara. Ăsta este foarte solid, se vede pe el că este de calitate și pot foarte bine să îl țin în mână și să îl folosesc atunci când fac vloguri. Cam acestea au fost cadourile pe care le-am primit de ziua mea, cadourile pe care mi le-am cumpărat eu de ziua mea. Sper că v-a plăcut acest filmuleț, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Ce vreau să vă mai spun înainte de a încheia este faptul că vă mulțumesc tuturor pentru comentariile frumoase pe care mi le lăsați. Însă, deja sunt atât de multe comentarii încât nu mai pot să răspund tuturor. Până foarte de curând, îmi făceam timp să răspund la fiecare comentariu,
Dar pur și simplu, în ultima vreme mi-a devenit aproape imposibil pentru că primesc multe comentarii și pe YouTube, și pe Instagram, și pe Facebook, și pe blog și îmi ia foarte, foarte mult timp. Să știți că citesc toate comentariile, nu există să nu le citesc, dar să nu vă supărați dacă nu vă mai pot răspunde tuturor pentru că sunt foarte mari consumatoare de timp și nu mai am realmente timpul fizic necesar. Dar de citit le citesc pe toate. Așadar, dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!